Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni pe regiuni. Astfel vremea va fi călduroasă în prima săptămână cu temperaturi de până la 37 de grade, după care se va răci în toată țara și își vor face apariția și ploile. În Moldova, în prima săptămână, valorile termice vor fi în creștere, astfel că în perioada 36 august vremea va fi călduroasă, cu valori medii ale maximelor de 30-33 de grade, iar în 4 august local va fi caniculă, 35-37 de grade. În aceeași perioadă vor fi și minime termice ridicate, de 17-20 de grade. În restul intervalului de referință, temperaturile vor fi mult mai ponderate, cu maxime de 25-28 de grade și minime de 14-16 grade, fiind posibile valori atât maxime cât și minime, chiar și mai coborâte în jurul datei de 8 august. În primele zile, dar și în perioada 7-8 august, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente și intense, astfel că local, mai ales în nordul regiunii, regimul pluviometric va fi ușor excedentar.